Haideți să facem un unboxing pentru un ceas inteligent venit direct din China, însă veți vedea că este un smartwatch puțin diferit față de restul pe care le-am prezentat pe androidro.ro până acum. Este diferit față de restul ceasurilor inteligente, deoarece, așa cum veți vedea, este un smartwatch rezistent la apă, praf și diverse șocuri. Așadar, are protecție IP67. Este destinat celor ce fac sport, drumeții montane, sau cei ce doresc să achiziționeze un astfel de ceas rezistent la intemperii. Ok, haideți să vedem ce găsim și în cutiuță. Cam așa arată, nu vedem niciun brand, dar vă spun că este fabricat de către compania și, e bine, modelul este A10. Veți găsi link în descrierea acestui clip către site-ul producătorului, dar și către articolul de unboxing de pe androidro.ro. Haideți să nu mai pierdem timpul și să vedem ce găsim în această cutiuță. Găsim un cablu de date și un cablu cu care vom încărca acest ceas. Vă voi arăta în cele ce urmează cum facem acest lucru. Aici avem manualul de utilizare, limba chineză și în limba engleză. Este un ghid rapid și cam atât, nimic mai mult în cutia acestui ceas. Are o curea din cauciuc, o curea destul de mare, cred că se potrivește oricărei mâini. Dacă aveți o încheietură mai groasă, nu ar trebui să aveți probleme. În partea din spate, aici este un senzor, acest ceas va putea măsura și pulsul și, după cum vedem, este capsulat, deci nu avem acces în interior să schimbăm bateria sau nici nu putem introduce un card de memorie, dar nici o cartelă SIM, așa cum întâlneam pe restul ceasurilor. Am văzut că acest smartwatch A10 se vinde undeva la un preț în jur de $60. Am să caut și am să pun în articolul de unboxing de pe site și un link două către magazinele de unde le puteți cumpăra. Aici este difuzorul și haideți să vă arăt și cum se încarcă. Pentru a avea acces la locașul ce adăpostește slotul pe unde putem încărca, trebuie să folosim unghiile sau o astfel de cheiță pentru cartele SIM. Eu am folosit o cheiță, deoarece este destul de gros acest cauciuc și se îndepărtează destul de greu. E bine, ați putea crede că este un cablu normal USB, micro USB, însă este un pic mai lung și are o formă specială pentru a intra în acest locaj. Cam așa. Dacă încercăm să introducem un cablu normal, e bine, un cablu normal pur și simplu nu ar intra aici. Iată și diferențele. Deci, acest cablu este oarecum special, chiar dacă aparent pare identic. Este bine că l-au pus în pachet și totodată este bine să nu-l pierdeți dacă doriți să vă cumpărați acest smartwatch. Haideți să-l și pornim, să vedem de ce este el capabil. Ok, are un singur buton și cam așa arată la prima vedere. Ceasul number 1 A10 are o rezoluție destul de bună, 240x240 pixeli și funcționează pe o platformă de la MediaTek MT2502. Se conectează prin Bluetooth 4.0 la Android sau la telefoanele iOS. Are și o mică busolă aici. Ok, intrăm puțin și în meniu să vedem
putem schimba temele, avem la dispoziție două teme. Aceasta este ceva mai colorată. Pot spune că ecranul este de calitate, se vede bine, 240x240 este o rezoluție destul de bună. Avem un reminder pentru sedentarism, monitorizare pentru somn, un senzor pentru ultraviolete, cum spuneam, senzorul pentru monitorizare cardiacă pentru puls este aici. Pedometru, văd că avem aici și setările aferente, senzor pentru temperatură, un cronometru, zona de apelare atunci când îl împerechem prin Bluetooth cu un alt, cu un telefon. Haideți să vedem mai departe, mesaje, Find My Device, vă găsește telefonul pe o rază de 10 metri. Alarmă, calendar, setările de la Bluetooth, o telecomandă pentru camera foto a telefonului, deci puteți folosi acest ceas pe post de telecomandă și cam atât. În orice caz, vreau să văd dacă putem schimba afișarea orei. Intrăm în setări, clock, da, cred că de aici putem schimba stilurile în care putem afișa ora. Digital, analogic. Haideți să vedem cum arată acesta pe alb. Ok. Cam așa. Și aici întâlnim această bandă destul de inestetică neagră. Însă, cum spuneam, ecranul se vede chiar bine și are o rezoluție bună. Răspunde destul de bine la atingeri. Este practic un ceas, așa cum am mai prezentat eu pe site, pe android.ro, un smartwatch jur de $60, însă avantajul este acela că deține această carcasă din cauciuc rezistentă la praf, intemperii, apă și diverse șocuri. E bine, acest ceas va face și subiectul unui concurs, tot pe android.ro, unul dintre voi îl poate câștiga. Veți găsi în descrierea acestui videoclip și link direct către articolul de concurs, dar și de unboxing. Și cam atât cu acest unboxing al ceasului cu protecție IP67A10 de la Number One.